front, man. Who the fuck's there? No doubt, motherfucker. Urban Groove, atacuri de panică, OASPI, ADN. Trecem direct la subiect, fenomenul ODD, direct, cum zic copiii rap, fanii, WhatsApp-uri, check this up-er și tot așa. Ce părere aveți voi despre acest fenomen numit Off The Dome? Poate constituie el un element al hip-hop-ului, cum spunea cineva, că și beatbox-ul și Off The Dome ar trebui să fie... Am înțeles. Off The Dome-ul pentru noi e mai mult ca o relaxare, să zic. Asta mi-a spus mai multă lume, da. Și că... Stai să pasez microfonul. Zic că noi facem freestyle de ceva ani. Eu, Dragonul, Vlad, ADN face și el, OASPI încă mai se ține. Bătrân, cu barbă, dar se ține. Dar totuși, OASPI, o întrebare personală. Tu de ce nu te-ai înscris niciodată? Sau cel puțin până am fost? Nu, m-am înscris chiar de două ori. A fost. Și la Hades ai fost? Parcă runda a treia, nu? Da, am fost ultimii doi ani, dar participarea așa n-a fost un efort. A fost sub numele de God și a făcut battle cu un satan. Era un... Da, asta a fost una din marile ironii. Da, nu. Exact cum a spus și el, e partea asta de distracție din ea și care ne face să ne descărcăm foarte mult, știi? Și atâta timp cât ai legătură cu hip-hop-ul atât de mult în viața ta de zi cu zi, atunci e normal să mai ai și manifestări din astea, apucături. Dar nu sunt chiar apucături, adică nu. Ardeți în cypher-uri? Da, clar. Facem cypher de 360, de 580, de câte grade vrem noi. Îl facem cum vrem. Nu ține neapărat cypher, cer, dar... Dragonul destul de retras până acum. Dragonule, tu ai un background de b-boy, e adevărat? Da, da, am fost b-boy vreo 8 ani de zile, cam așa. A, un background micuț, de-a dreptul. Așa, mai de mult sunt pe b-boy, de vreo 2 ani jumate. Da, tu te mai ocupi de chestia asta? De b-boy? Nu mai pot, că am 3 discuri sărite la coloană, urmăseles. Sunt nenorocit. Deși care e ironia soarte că în ultimul timp, pur și simplu, și pentru rubrica care o facem noi la Urban Group cu b-boy, apar oameni din ce în ce mai bătrâni, din ce în ce mai încercați Grigo, în viață, acest pensionar al brontozaur al b-boy. Exact, dar până la urmă a mai rămas cineva sau nu? Stai că ajungem și la el, lasă. Da, da, industria de b-boy în România e foarte puternică, e chiar la nivelul, e la nivel cu tot ce se întâmplă în București și în general pe partea de dancing așa. E foarte, sunt foarte tari, deci extraordinar. Dar totuși la noi nu răzbat informații despre concursuri, despre adunări. E un forum. Sunt, da, e ăla, România B-boy sau nu știu cum era. Și, în general, ăștia B-boy sunt așa mai retrași. Acum ward pe rock. Și majoritatea B-boy-ilor de la noi, așa. Majoritatea i-am văzut dansând la premiile MTV. Deci B-boy din România au ajuns să danseze pentru Corina. Acum nu trebuie să extrapolăm, pentru că pot să vă dau exemple și din lumea foarte mică a DJ-ingului, oameni care au făcut turnee cu Nicola și cu tot așa, deci până la urmă de trei trebuie să trăiască toată lumea. Nu, Spectru Sonor este de fapt o trupă. Acum adică e o trupă. Era tot timpul o trupă, s-a înțeles greșit sau... Oricum eu n-am precizat-o niciodată la modul ăsta, nici n-am avut ocazia. Acum o am, Spectru Sonor e trupă, MC ADN, DJ Hero. Iar Furnici Coapte este o grupare formată din Spectru Sonor plus Ocane plus Sub 7. Deci vezi de unde a pornit confuzia, că până și eu știam așa, pentru că mi-aduc aminte la concertul cu Jedi Mindtrix când v-am prezentat, exact mi s-a specificat chestia asta. Bă, vezi că Spectru Sonor este o grupare formată din Hero, ADN și Furnici Coapte. Mai greșește lumea, oricum... Apropo de b-boying, vreau să amintesc aici Aradu ca și... ca și un factor important în evoluția b-boying-ului. El lucrează la primărie la Arad sau? Da. Okay. Da, deci eu promovez imaginea Aradului în afara orașului. Îi controlează Aradul. De fapt, controlez Aradul. Vreau să dau cu pace la Titi. De crupă pe lia. Așa. Timișoara, Arad, se știu oamenii de acolo, pace. Primii care au participat la DNC Battle. Asta nici nu se știa, uite, Brugner asta nu știa. Asta nu se știa, sigur. Brugner nu știa, deci mă gândesc că nici majoritatea din spectatorii emisiunii. Mă, ideea e că, ca să știi, trebuie să răzbate niște informații la tine, știi? Și din sfera asta b-boying-ului, la noi apar mult prea puține chestii care răzbat. Știu, nu e mediatizat. Sunt câteva concursuri, am auzit de un eveniment care urmează să se întâmple la Salonta, dar nu se mai întâmplă.
Deci tot la salon, da, tot pensionarul României a venit cu informația asta, deci tot ceva de genul ăsta. Sunt oameni acolo în salon, dacă. Oricum, din păcate, se dezvoltă ca și ceva pe lângă hip-hop în România, cel puțin. A părerea mea. Cam așa arată. Da, am observat că e practic o chestie gen circ. Toată lumea se strânge așa, dar foarte puțină lume înțelege ce se întâmplă. Și de fapt, pe foarte muzică... puțin bagă capul în gură la crocodil. Dacă vreau să spun așa, dacă tot e circ. Da, totuși, uite, am avut parte aici de un concurs organizat în cadrul festivalului acela Hades cu toate cele patru elemente. Așa. Și a fost o chestie chiar mișto. Chiar Dragon a fost în juriu la chestia aia. Nu, am fost prezentator. Prezentator, când ai fost în juriat? Nu, am fost MC acolo, dar am băgat și cu ăștia mei care au venit. Am înțeles, deci a fost și participant și MC, da, și da, foarte mult. El e hip-hop. În juriu a fost Grigo, că mi-aduc aminte atunci când mi s-a prilejuit o chestie excepțională acolo, că am comentat evenimentul exact gen Ilie Dobre și Constantin Lambert, exact, care pur și simplu am vorbit despre figurile care se practicau și pe care Grigo nu poate să le mai facă. Exact. Și a fost în jurul și Nano, Kina și Soro de la Big Bones. Păi salutăm și pe ei cu ocazia asta, poate să-i cunoaștem și noi vreodată. O să-i cunoaștem. Că noi suntem dorniți să facem emisiuni cu b-boying din tot sufletul. Deci chiar nu e absolut nicio problemă, totul e să auzim de chestia asta și să creăm un cadru. Hai să vorbim acum despre MC, că asta ne macină pe toți. Da, da. Ce se întâmplă cu atacuri de panică? Păi, atacuri de panică deocamdată stau de panică sau de veghe, să zic așa. Deocamdată n-am mai făcut nimic, din cauza că n-am mai făcut nimic. N-avem niciun păi stai motiv. Puțin, tu ești implicat și în SDST, da. Dragul, da, mai am ales... Mai am o grupare. De fapt, și ei au făcut parte la un moment dat, adică au luat parte la ce se întâmpla. Spectrul de difuzare a sunetelor tăcute, cu Underman, cu care am lansat un... album acum ceva vreme, a apărut pe internet, pe diferite forumuri, și pe ODC am căutat eu. Da, 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 nu se găsește. Și dar să știi că albumul s-a, scuze-mă că te întreb, albumul s-a bucurat de un feedback foarte, foarte bun. Da, știi că... care e chestia care m-a amuzat foarte tare și m-a bucurat aseară, am intrat eu pe YouTube, mi-a trimis cineva un link să-mi arate că două piese de ale noastre au făcut deja clip, puseseră oamenii poze, filme și făcuseră... Deci au făcut slideshow-uri cu SDST. Și se lăudau care l-au făcut mai bun, făceau că... Organizați un concurs gen la familia.ro și alegeți și voi un clip. Până la urmă, să batem pe cineva care l-a făcut cel mai nasol. Până la urmă, normal că nu se poate. Bun, hai să vorbim acum despre al cincilea element. Da, al cincilea element. Era o nouă grupare din care voi trei... S-a născut, știi când, al cincilea element, așa, în maternitatea de la Biță din studio. Vară, nu? La Summer Jam, eram la Mihai Viteazu, acolo unde se juca basket, și Dragonul dansa pe acolo, pe asfalt, de fapt pe un linoleu, și Biță a venit. Era femeia acolo, vrea să... Nu, frate, a fost sesiune de Și noi acolo, puteam în cap. Și a venit Biță, am ars-o pe la el într-o seară, de fapt în aceea seară, în studio, ne-am bine dispus într-un fel sau altul, am plouat o foaie, am scris niște versuri, toți trei, am intrat în studio, am tras prima piesă, ne-a rupt pe toți trei. Ne-a rupt și a doua piesă, și a treia piesă, la a patra piesă... Am văzut că ați interpretat problemă. Și la Jedi Mind piese și au fost chiar super avem, bine primite. Avem 5 piese trase la Biță în studio, care nu știu unde o să apară sau ce o să se întâmple, fel oricum. Piesele sunt chiar tar rău, adică pe noi ne rup. Dar un subiect controversat. L-am întrebat pe Biță într-o ediție trecută, cu prilejul acestui concert, meritoviața.ro, și mi-a spus că Dragonul s-a ejectat. Da. Ce s-a întâmplat Dragonul? Da, nu știu, am alte proiecte, alte tripuri muzicale. Nu, deci nimeni n-a spus că ai fost concediat sau chestii de asta. Deci pur și simplu s-a spus că Dragonul are altceva de făcut. A ales să nu mai facă și în continuare probabil o să fac eu cu Biță. Dar în condiții amiabile. Biță. E tare la... A fost tare la proiectul ăsta, la al cincilea element, frate, că
eram așa, ne strângeam la Cypher în fiecare seară. Am mars-o la freestyle cu Aforii și sesiuni, cu Biță. Da, nu, deci... am făcut sesiuni tare, am făcut, ne strângeam la Biță seara noi trei și mai strângeam și lume ca să ne asculte piesele, fiindu-i foarte asta intimi, este, acum. Asta este și impresia care ați lăsat-o și aici în studio când ați interpretat cele două piese, între care a doua, cred că m-a spart mai mult decât prima, însă e... ideea este că voi chiar așa o ardeți. Deci asta se vede și din ce vedeți acum și e o chestie rezultată din simțire. Păi normal, asta e clar. Uite, de exemplu, el e spectru sonor, eu spectru de difuzare și ne-am unit spectrele, să zic așa. Deci, dar fără să știm. Da. Bun, vorbim de prima piesă pe care ați interpretat-o, da. Câteva detalii, păi unde uite, a apărut, pentru ce contează. Uite, să începem de la producție. Fundalul sonor a fost asigurat de unul meu, Sagace. Sagace Snefru, din Spania. Eu am auzit de el, dar nu cred că l-am cunoscut. Da, nu știu, în fine. Am auzit de Sagace. La Neptune mă întâlneam noi. Și Sagace acum, el stă în Bilbao, în Spania, s-a stabilit acolo. Și mai mi-aruncă mie beat-uri pe internet. Produce în continuare, grav, rău. Produce grav, rău. Și pot să mă lau cam instrumentale de afară. Asta e clar. Cred că eu îl confund cu Sever, dar mă rog. Păi el e, păi el e Sever, e. Da, Snefru, pe Sever îl știu. Da, Sever, el e. Și bine, pace pentru Sever, da. Dacă ne vede. Și... și mersi pentru informațiile cu concertul cu Afura, cu 80 de oameni, sau Da, exact. Și... se întâmplă și la ele. Strofele au fost luate așa, bucăți. Noi am dat de pe al cincilea element, eu cu dragul meu bucățile. Vlad a dat de pe un proiect de-al lui Jupiter. Am dat niște chestii. Am auzit de proiectul ăsta la Jupiter, ne mai dezvolui ceva? Eu nu am. Așa de culise n-ai voie, nu? N-am voie. Spunea că... Cedric că este un mixtape adică care o să spargă... Adică dacă a spus Cedric, și noi, bine, credeam că n-avem voie. Nu, n-am vrut nici el să dea mai multe detalii, de asta speram că poate pot să aflu de la voi ceva mai nou. Apărăm noi trei, fără oaspe. Da, sunt foarte multe lipsii. Biturile lui. Chiar foarte multe. Beton, păi da, e produs de el. Of course. Hai să vedem piesa, ne întoarcem și mai vorbim un pic cu rap, așa. E Urban Groove 2007. Atacuri de panică, ADN furnici coapte. Nici coapte, House Crew Waspy, Mr. Twix. Eu rechin recidivist în privire. Tu vezi chin în destin, te deprimi, morga ca punct de întâlnire. Ești praf cu un gram, vai. Eu grav, nu mai dai ochii cu mine. Faci tur de linie, ai mus, ai un tramvai. Faci fețe, fețe, îți iei pețe în roate. Ai pretenții de fete, dar ți-ai strențe moarte. Dă luptei bol până peste poate. Dă-mi hol că ți-ai karate și sticle de alcool în cap, toate în aceeași noapte. Strada mă așteaptă ca pe un nou asfalt. Fac show în asalt, argoul bazat, peroul clasat, ecoul tranșat. Am totul armat în rol de debat. Atol de reglat, nasol rezultat. Faci tot ce poți disperat. Bași voci de foci dispersat și coci neîncetat. Provoc cei mai batat. Pută tot de insigne, nu te atingi de mine. Sunt adversarul cel mai dezinteresat de tine. Atacuri de panică în casă. Atacuri de panică în casă. Pe 2007. Omul ADN de la furnici coapte. O dăm greu pe biturile lui Sagace. Conexiune București-Bilbao. Poliție, dealer de coca și arme. Strada nu doarme, scandal, alcool și alarme. București e haos, parcă soldat din Laos. Mă băt cu paos, nu există repaus. Am ochii roșii, sânge rău, buntăcimeni. Stai deoparte, eau, ăsta-i un avertisment. Oaspe și aforic, murtar de sânge și deceniu. Trag rafale de cuvinte în MC și în mileniu. Nu scuipăm cu porții, îți luăm în pămălu morții. În Cypher facem scandal de proporții. Mentalități violente, cu baticuri, cu baticuri pe mâneu. Al orașe și ghetto priți industria venim. Urmașii nu cain cu colți de rechin venin. Și vă lovim din plin. A cincile element, nu e rost pe comentarii. Îți ciopârțim familia în noaptea de Rusalii. Om Wonderman în casă, spectru de difuzare. Ia, yeah, spectru sonor în casă. Ia, yeah. 2007 Urban Groove. Atacuri de panică, al cincilea element. Omul nostru Cedric, Echinox, facem recorde în casă. S-a terminat cu tot underground. Merge așa. Am apărut brusc stol din subsol. Soldați cu topor și nămol pe bus gol. Ce just vor să atace, falși taci. Sângele atrage, se trage în dragi vraci. Cu tunici largi, flăcări în iriș. Este în groapă, crapă copaci. Sucit flăcă în miriș, văpă în mimici. Bagă minți în labirinturi. Grauri din mituri, omoară sfinți în varirituri. Cu parșinituri, ochi ciopliți cu ciocuri de ciori. Cioburi, leșuri, cioturi de flori. Doar cei nemuritori văd văduva cu coasă. Ce lasă fără viață, măduva osoasă. O vreme noroasă.
groasă. Suflă în gând când armata se retrage în ceață, mergând sub pământ, trăgând încet după sine fix. MC ce nu știu a ține un pix și neagă-n Styx. E 2007, urmă în grup. Serioasă. Pace pentru oamenii noștri. Pace Arad. Pace Constanța. Hip-hop așa cum trebuie. La producție Zagace-s Nefru. Fiți cu rechile în 16. Apel de morți. 2007. Aveți timpane vraiște. Și nu știți ce vă paște. Ne-am întors cu Atacuri de Panică, cu Aspi, cu ADN, subiecte fierbinți, da, în continuare, așa cum am făcut în prima parte. Hai să vorbim despre situația actuală din hip-hop-ul românesc, așa. Voi în continuare vă intitulați underground? Trupa, sau ca categoristiți, așa? Nu, și individual, pentru că... Ținând cont că am apărut numai la emisiuni de muzică underground, că suntem catalogați de ceilalți underground, acceptăm și noi că suntem underground. Puteți să spuneți că vă încadrați în ego rap la un moment dat când faceți freestyle și... Uite, chestia asta ne-a ofuscat, așa să zic, pe toți cu ego rap-ul. De cum vedem, și cum vedem... Astea sunt întrebările care le pun oamenii. Știi cum vedem noi treaba asta cu ego rap-ul ăsta? Noi nu vedem ego rap. Noi vedem mai mult partea de battle MC-ing, de punchmakers, așa să zic. Adică MC care pur și simplu... Nu știu, ard un fel de freestyle mai controlat. Exact, în care flow-ul e pe primul loc. Flow-ul e pe primul loc și na, apar diferite jocuri de cuvinte, punchline-uri, șmechere și diferite chestii din astea amănunte. Da, sunt oameni care pur și simplu despart în două sfera asta hip-hop-ului românesc. Unii zic, frate, uite, ăia au mesaj, ăia sună bine, dar n-au mesaj. Care e părerea voastră? Știi care, putem uite, hai să-ți, dau, hai să-ți dau un exemplu. Am auzit o treabă acum și asta exact ce ai spus tu. A venit un anumit individ la el și l-a întrebat și că, domnule, care album îți place ție mai tare, SDST sau Cedric, care ți se pare mai tare? Și ăsta, fiind foarte subiectiv, producând instrumentale pe albumul nostru, și că, domnule, SDST. Și l-a zis că, cum mă, că e Cedric mai bun? Deci nu există că albumul ăla e mai bun decât ăla. Un album e bun, punct. Și că celălalt e bun, e foarte ok, dar nu poți să faci comparație între două albume de hip-hop, n-ai cum. Atacuri de Panică, Waspi, ADN... Pentru ultima intervenție aici la Urban Groove, am vrut să vă întreb tot legat de Off the Dome, am început cu Off the Dome și terminăm cu Off the Dome. Da. Nu vi se pare că la un moment dat s-a exagerat cu toate concursurile astea, că au fost parcă prea multe la un moment dat? O să vorbesc numai eu despre asta și intre pe el, că nu lungim subiect. Bine. Deci, la noi se fac concurs. E cam autoritar așa, nu? În general. Da, asta este, trebuie să fie. Știi ce vă încercând? Se fac concursuri de prin 2002, cred, în București, organizate de Hades. Primele au fost prin Expirat, au fost vreo două bătăi. Da, 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 da. Pot să mă laud cu câștigarea primului titlu de Off the Dome, că tot veni vorba. Da. Și dau cu pace pentru omul meu, doctorul, care a reprezentat pe vremea aia, eram acolo. Cu toate că nu ardeam noi pe felie, eram acolo, ne vizualizam, așa să zic. Da, parcă îl chema Jim, nu știu, Jim Crack, Jim Crack, da. Și apoi s-au făcut în Griffiths. Tot așa, organizate de Hades Records. Apoi, nu știu unde s-a. În Underworld am participat cu Dragon în 2005, cea mai tare finală de battle ever în România, clar. Și atunci v-ați implicat voi doi relațional, atunci, nu? Putem să spun, ne-am plăcut, să zic așa. Nu, înțeleg. Dar atunci a fost destul de tare, stai puțin să zic ceva, a fost destul de tare în sensul că a fost și prima oară pentru el când vedea 5-600 de oameni, cred că erau în Underworld, care Underworld mai mult de 200 în cap, nici așa, trigonometrizat. Nu, nu, au fost... Nu, o spune, a fost ceva dramatic, deci ca să poți să te duci la WC-ul era un coșmar. Da, 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 și toți să-i vezi cu mâinile în aer, urlând la final și cerând încă o rundă, încă o rundă, noi doi fiind. Și drept dovadă am împărțit premiul pentru faptul ăsta. Premiul ce era, o stripteză, ce v-a dat? Un tricou. Câteva tricouri. Da, uite, mă lași pe el să zică, dar asta ziceam că Off the Dome la noi în România. Da, s-a dezvoltat... mult, nu e mult. În concluzie, s-a exagerat. Știi ce nu mi-a plăcut mie? Nu mi-a plăcut că a început să se întindă Off the Dome la noi, se întinde pe 4 runde. 4. Da, 4 runde. Nu e ok. Faci o seară
iei 30 de MC, îi pui să-ți dea un freestyle, să vezi dacă sunt capabil să participe la un astfel de concurs, plătești tot taxă, eu așa o să-l organizez, vorbesc din ce o să fac eu. Plătești tot taxă, se strâng toți banii, câștigătorul ia toți banii de înscriere, se califică decât 16, în aceea seară se face finală, tot câștigătorul. Deci e un fel de fotbal pe bani, cum ar veni să înscriu mai multe echipe și tot așa. Bun, fotbal mi se pare monede. Super corect, da, da. Super corect și logic. Vreau să vă mai spun ceva legat de feedback-ul unei părți din presă care, să spunem așa, a apărut la una dintre rundele astea, patru, că mi-amintesc că am citit la un moment dat într-un ziar, a doua zi, într-un ziar de mare tiraj, în care era sintetizat pur și simplu că aceste bătălii prilejuiesc tuturor frustraților ocazia să înjure. Eu aș vrea cu ocazia asta să nu-l salut pe cel care mi-a luat interviu în ziarul ăla, pentru că în aceea seară eram în față la... cum se numește? Aici, și mi-a luat interviu și am dat câteva idei. A doua zi m-am uitat în ziar și a venit și era, așa super, și era extrem, super băiat, da, era și extrem de deformat interviul. A pus niște titluri care sunt. Dar nu considerați că și chestia asta ne face... Adevărul e că sunt destul de mulți frustrați care participă la battle-uri. Asta da. Și eu pot sunt, să zic. Sunt. Am auzit chiar la un moment dat, vorba lui, a fost o partidă între el și încă un tip care efectiv l-a înjurat în continuu. Un sex de femeie. Da. Pe care el credea că îl poartă și... Da, na, ideea e că... Frustranță, nu-ți recunoști. Foarte, foarte întâlnit este, foarte întâlnită expresia PLM, mă rog, acum vorbim ușor așa, în slang mirchist, așa. Exact. Foarte întâlnită e chestia asta. Oamenii, practic, trebuie să se debaraseze de obiceiul ăsta, să încerce să emită ceva pertinent la microfon. Și altă chestie care vrem... Da, e și asta cu înjurături care, na, și afară se întâmplă asta, n-ai cum să treci peste asta. Nu e problemă, dar în momentul în care din patru versuri, pe fiecare vers ai de două ori, chestia asta atunci e destul de... Știi care a fost? Fii atent, eu m-am băgat în chestia asta ca să, efectiv ca experiment, știi, zic, hai să vedem. Da. Și mi-am dat seama de cel mai trist lucru posibil, că mare parte din ei, pe lângă faptul că nu se făcu pentru asta, mare parte din ei nu se distrau suficient făcând asta. Au venit ca să câștige ceva. Au venit pentru altceva și e dubios, știi, să tu să vii să râzi. Mai am un mesaj de transmis pentru toți care fac battle și care fac freestyle, cred că și Dragon, cred că toți. Nu vă mai luați de mamele noastre. În primul rând, mama nu are nicio implicație cu battle-ul, mă lasă să fac, dar suntem înjurați foarte puternic de mame. Da, am văzut chestia asta. Nu înțeleg de ce, că m-au făcut, probabil eu am dedus chestia asta, că m-au făcut și sunt eu ofticat, probabil că nu existăm, să zic eu așa, dar nu, nu, să nu se mai ia de mame. O încheiere scurtă? Da, da, atacuri de panică au fost la Urban Groove. Da. Mulțumim omului nostru, Brugner. Pace și pentru picioruș, pentru cenzură, pentru studio. Omul meu ADN de la Furniș Coapte. Furniș Coapte, Ocane, Hero, sub 7. Pace, mă. Arad, vă uitați la Urban Groove. Aforic al cincilea element, spectru de difuzare, atacuri de panică și încă vreo 4 trupe. Să zic eu așa, vă uitați la Urban Groove, marți seară la 22. Atacuri de panică sunt casă. Waspy, a.k.a. Mr. Twix, la Urban Groove, vă îndeamnă la urechi cât mai ciulite. Pace. Dragonul, atacuri de panică, vă uitați la Urban Groove. Pace. Iau, 2007, o cameră plină de panchici și un microfon, ce se întâmplă oare? Vine ADN de la Furniș Coapte și zice că doare. Doare, iau, ia de aici, pentru o cană. Asta e pentru o cană. Pentru un nou DJ Flu. Sub 7, DJ Hero. DJ Hero. Iau, iau. Aha. Zile. Citește-ne genele, dezechilibru germene din entități gemene, ce încep să semene temere în genere, legendele rele, ce cer templele perene, neternele gemete, blesteme de ștemete, de stente demete, când răsare atacul, că tare da dracu, cu nepăsare scap capul, vlăstare ca dacul, lăsând fere sterpe, n-aud strada când cere jertfe, după scânce de începe să le zboare sânge din cefe, ai crânce necete, secte cu sete de segete, am sceptre septice între cele 10 degete, cel mai rece rege ce trece de lege, cercere, tăcere, încerc prin cerebel, vede plăcere. Ieri fost preot din cler, stor durere în ser și o travă, în vârf grob un cerc și-l înerg în cer și lavă. Așa că cine sapă cui groapă, rime crapă, au știu asta nu-i joacă.
Asta mi joacă și ne doare la șcaut. Se știe că aforic se întoarce mereu exact ca la un... Ca unui DJ în placă și vezi tu că nu-i vinil aici. Nu se întâmplă nimic incredibil. Sunt doar patru extraterestri acum venit pe plan terestru. Dar de cine sunt maestri? Atacuri de panică în casă, atacuri de panică pe casă, atacuri de panică n-au casă. Dar vezi, mie nu-mi pasă. Încă suntem underground în sound și nu vreau să aud cum mulți se laudă în fața mea. Pot să le spun bine așa, lirica mea e de 100 de ori mai grea decât o pară și a ta. Și dacă vii la mine cu fente, vezi tu, e freestyle real. Mie nu-mi pasă, dragonul intră peste. Iata, pregătiți să vă trag gloanțe prin veste, să vă trec prin teste. Cu cine se duc, mă voi de fapt? Dragonul sunt un barbar fără nicio lipsă de tact. Și când apar în cypher, ferește-te de mine. Scrib rime, enzime, molime. Dragonul pe freestyle din 2005. Nici nu visai pe atunci că o să ajung așa de sus. Ești doar un alt drag de care își ține nasul pe sus. Intră noi, suntem aici, da. Și suntem aici și într-o lume oaspi să dea. Face Brugner, restul dă în put. Sunt cel ce vine cu cele mai cinice intenții dintre toți cei de aici din jur. Și lasă-mă, lasă-mă, lasă-te să te înjur. Lasă-mă să te cerc în cercul meu obscur în care aforic vine și bagă în mine rime și în el. Electrocutează-te încă o dată pe cablu ăla și arată-ne de fapt cine este cel ce bagă cel mai bine dintre cei doi care beau Brugner afară și cu cei doi care stau și așteaptă încă o țigară de la mine. Dar fraiere, nu știi că ADN revine, ADN revine și spune iau că fug nici coapte, restul slab, cam triști, simpli sclav, dar fiști. Nici n-ai cum să scapi de aici, îți scrap mai un poster dacă vrei cap de afiș. ADN mă pe artiști, cu tot cu oricine vine la bătaie. Și vine, valea am bătaie, dar vezi tu că nu stare cam paie. Și vezi tu că dacă-i bai, îl ard cu papaia. Vezi tu că dacă-i tare, îl pun să cânte la mamaia. Eu sunt un fel de tataia, un fel de bunica, căzut și zita. Nu mă interesează, îți las tovarășa ta să rămână părăsita. Și vezi tu că nu sunt parazita, te bat pe tine exact și dispar ca Atlantida. Iau, 2007, atacuri de panică, rup microfoane și la propriu și la figurat. Frații mei aici pe zonă, aforic, ADN. Mă ardem și părăsită, că noi nu scoatem multe pâuri, ca... Suntem un fel de compresor vocal, aforic, ADN, Mr. Twix, Dragonul. Ceva fenomenal, supernatural, exact ca MC-ul. Vezi tu că dacă mi-aduci acasă, albumul tău să știi că-ți bagi sub mutiu. Și crezi tu că nu e bine, aforic încă extraterestru. Vezi tu, nu contează prea mult restul. Și dacă resturile sunt gunoi, noi suntem doar patru. Voi sunteți clar că-ți martoi exact cu mișcări de teatru. Și dacă nu-mi place, îl bat și pe fractul. Le-au pe tatu de urechi, o iau pe tovarășa ta și o pun să facă cu a mea 2, 4, 3 perechi. Și dacă nu ține bine, aforic încă te previne că el încă mai revine. În 2007 iese, în 2008 se puțe, în 2009 iese, în 2010 pe tine tacă ca tine în casă. Și vezi tu că aforic se întoarce în jurul microfonului ca o placă. Intră și Dragonul, gata să da tonul, să ardă microfonul direct din pârlat, super ocru și spart. Dragonul vin că iau sac ca un spartan. Super ciobanda, te plesesc, sunt super extraterestru, amfibian, tehnic, vin din panteonul celtic, medic schizofrenic care bag arsenic, am super flow de gheață, te bag în ceață, dragonul cypher, rămâi fără speranță, am oamenii cu mine, intra furic acum, și oricum mă cibă, voi dispar în fum. Eu am super aromat, exact ca esența vaniliei, atacuri de panică, Mr. Twix, ADN, tehnici ca echipa Braziliei. Yeah! Urban Groove! Urban Groove, Brugner! Ne aflăm aici cu Stil Urban din Miercurea Ciuc. Ce mai faceți, băieți? Cum vi se pare? Foarte tare, foarte cam tare. Cald de studio, tare de tot. A, deci să înțeleg că sunteți niște oameni cunoscuți pe aici, prin zona One Touch, Food Records și tot așa. Ne puteți? Să zicem, da. Să zicem așa, uite, ia tu microfonul ca să nu mai balansez cu el pe aici. Hai să vorbim despre cariera voastră muzicală. El a început, sunteți de mai mult timp. Cum ați, să zicem, eclozat așa? Am început prin 2005 eu cu trei prieteni de-ai mei. Nu prea a mers, aveam și un DJ. Apoi l-am luat pe DBF, actualul colegul meu de trupă. Și pe unde l-ai descoperit? L-am descoperit pe acolo, era mic, era mai mic, avea 14-15 ani. I-am dat un negativ, i-am făcut. Apoi ne-am dus la Grifo, în Târgoviște, pe Versaultul, sau Grifo. Am tras acolo niște piese și am mers.
În trupă stil urban e de câteva luni. E vreo 3 luni ceva, ce. Am înțeles, deja e scriitor de texte, asta te implici? Fiecare își scrie textele lui, așa e rap ăsta, așa ar fi corect. Sunt unii care au ar dubios și le scriu alții versuri. Noi scriem fiecare ce simțim, băgăm pe beat din suflet, știu eu. Hai să vorbim despre piesa care o interpretați, după care o să încheiem, urându-vă mult succes și baftă și știți voi. De unde e piesa? Cine a scris-o? Versurile? Păi versurile le-am făcut amândoi, fiecare parte, fiecare strofă. Și practic ne-a venit ideea la piesa care se numește Face Revoluție după maratonul pe care l-am făcut cu Foot Records prin România, care se numește la fel. Și am zis, frate, hai să facem ceva care, prin care să facem puțină reclamă, de exemplu. Hey, ideea maraton, ideea nu a fost asta din început. Deci ideea era să facem o piesă care să aibă un fel de dublu sens, pentru că piesa are dublu sens. Așa, mai vorbesc și eu puțin despre ea. Am făcut-o exact ca IN, Face Revoluție, evenimentul organizat de Foot Records. Și a prins, nu știu, a prins pentru că poate a antrenat spiritul din cei care au simțit că hip-hop-ul moare așa într-un fel și s-au zis și ei și au venit poate la concerte, nu știu. E din ce mai la modă treaba asta cu hip-hop-ul moare, știi, am auzit foarte multă lume vorbind, plus Nas care a făcut piesa aia. Da. Mă rog, sperăm la noi să nu moară. Voi v-ați și constituit piesa asta, Facem Revoluție, într-un fel de imn al campaniei sau pus? Nu neapărat, deci dublu sens, cum a zis colegul meu de trupă, s-a întrenut și asta am simțit în seara aia când am tras-o, nu știu, asta am făcut. Ok, a fost ceva de legat de starea de spirit, da, instantanee. Da. Bun, păi hai să o vedem și na, vă urăm foarte mult succes, spuneți ce vreați să spuneți legat de concertul de pe 3 iulie, că e important. Pe 6 iulie. Organizat de mine și de cei care m-au ajutat puțin, au venit oameni și din Brașov, DJ Rast, salut, a venit să lipească afișe. Nu știu, va fi un concert cu Cenzură, cu Zmili, cu Flo, cu noi, cu niște trupe locale din Toplița și de la noi. Și nu știu, sper să iasă. În fiecare an am făcut acest eveniment, se cheamă Urban Sounds, Urban. Ok, pe hai să dăm niște detalii, că lumea se uită și poate chiar vine uitându-se la emisiunea asta, unde se ține, cât e intrarea. O intrare 7 RON, 70.000 vechi, se ține într-un club așa mai underground, ca așa se numește. Nu știu, sperăm să vină. Și e Miercurea Ciuc. Da, Miercurea Ciuc, județul Arghita. Ok, bine. Păi veniți acolo dacă sunteți prin zonă. Eu dacă aș fi la Tuzneab m-aș duce un pic până la Miercurea Ciuc să o arde așa. Și ce să vă mai spunem, le urăm foarte mult succes băieților de la Stil Urban și cine știe, poate pe compilația care urmează să apară la Foot Records, probabil vă veți regăsi, cu siguranță. Da. Salutare. Salutare. Hai, ia! Stil Urban, Miercurea Ciuc pe zonă, Urban Groove. Gata de atac, o să admirat că nu mai pot să scap de tot ce am plecat, combat și rup neînceta să-mi cap căci o să mă abad de la acest jum ca un nebun cu tuntun. Ce face bun, nu mă opresc ca să vă spun. Descompun idei luate, timpul cu ce mi-apun. Compun din nou, nu mă rezum la ceea ce vreau să mă pun. Stăpân pe gânde, n-am stăpun, mă regăsesc cântând. Români spun de mă rog, izuca și doar rămân cu gând. Care mă ține și mă menține, care întreține ace flow ce arde, odată cu flacăra din mine. Și mă poartă sus, e ca un vis, atacul celor doi. Multe fapte, multe sunt grafări, b-boy, DJ și noi. Sunt mulți și multe tupe, poate mii nici nu mai cred. Gândesc la unii sau cu nea și spun hip-hop is dead. Pe flacul de rap, năvălim în under ca și hunii. Am încetat de la o vreme să mai credem ce spun unii. Presiunii facem față și dăm direct șahmat cu prima mutare care pe care eu am câștigat în acest stat. Sistemul e conceptul greșit, de fapt în fapt ești prins în ap. Nepotrivit și totuși ap, un adevăr adevărat, dar totuși parcă doare. Aceiași oameni, aceiași crime și încă o întrebare. De ce să tăcem? Eu zic să facem revoluție, fără idei și fără teamă, fără nicio constituție. Face revoluție cu idei și rime noi, cu armate de MC, grafări, DJ și b-boys. Fidăm realitatea și prostia ce o înconjoară, câte un corce hip-hop în fiecare oraș din țară. Face revoluție cu idei și rime noi, cu armate de MC, grafări, DJ și b-boys. Fidăm realitatea și prostia ce o înconjoară, câte un corce hip-hop în fiecare oraș din țară. Spargem rime pe bituri, nu lăsăm fiduri, ne scriem numele pe ziduri. Deci să te asiguri că avem câștiguri, cu dur, cu
ce dau încurcături, drepturi CMN, oameni cu care suntem duri. Frat curcuse în cap, tu puti pâhipa, te fac să dai din cap. Depresiune ca să scap, devorat de cei din jur. Sunt mult prea disperat, dar sunt prea echilibrat. Să fiu din prima, deși frac cu stil elaborat. Ce nu poate fi furat, sunt un om mult ignorat. Și mult prea greu de îndurat, de multă lume înjurat. Dar am mai că registrat cu sufletul sincerat. Ce imens am micșorat de când am reintrat în ring. Încet mi-am revenit, definit de ură, căci de mulți a fost rănit. Am lucrat neodihnit ca să îmi asigur drumul, ca să fac ce vreau și să nu scot pe nărfumul. Se critic o mână sus, pentru națiune, să ducem cultura cât mai departe în lume. Nu prea mulți au dume și se dau cunoscători, dar sunt actori, amatori, ce se cred conducători. Adeseori am întâlnit în lume astfel de persoane, ce aveau impresii multe, dar de unde e cu soane. Pace cu record și grifo, că ce ne-au ajutat. Am asaltat în cultură cu un stil unicat. Face revoluție cu idei și nimeni noi, cu armate de MC, grafer, DJ și b-boys. Fii dăm realitatea și prostia ce o înconjoară. Fac de un concert din pap în fiecare oraș din țară. Face revoluție cu idei și nimeni noi, cu armate de MC, grafer, DJ și b-boys. Fii dăm, ia, yeah. Urban Groove 2007, stil urban, DBF și Xelanam. Shit, that's where I'm from, man. Fuck them, no doubt, motherfucker.